Pentru fiecare laptop nou pe care îl cumpărăm, e nevoie să scoatem din trafic 32 de mașini pe zi ca să-i anulăm impactul asupra planetei. Reutilizarea electronicelor este una dintre soluțiile prin care putem da o a doua șansă resurselor, deșeurilor, oamenilor și planetei. Ateliere fără frontiere este un loc extraordinar. Am niște colegi minunați, pasionați de ceea ce fac, determinați să facă mult bine pentru oameni și pentru mediu. Nu este un proiect, este ceea ce facem zi de zi. Ateliere fără frontiere este o asociație înființată în 2008 cu misiunea socială pe care și-a păstrat-o de-a lungul celor aproape 15 ani, să integrăm pe piața muncii persoane vulnerabile, dezavantajate, aflate departe de piața muncii, și pentru a crea acest cadru de muncă am înființat 3 ateliere. EduClick este o platformă de colectare de deșeuri electrice și electronice. Până acum am recondiționat și donat, cred că, aproape 30.000 de calculatoare în aproape 10% din școlile din România, zone mai puțin dezvoltate, majoritatea în mediul rural. Dar în afară de calculatoare, colectăm orice tip de deșeu electric și electronic. Ce nu se recondiționează, se dezmembrează și vindem deșeurile către fabricile specializate în reciclarea acestor tipuri de deșeuri. Al doilea atelier, Rimeș, așa cum îi spune și numele, ce facem, refolosim meșurile și bannerele publicitare. Este un atelier de marochinărie în care colegele noastre, majoritatea femei, cos la mașină aceste produse pe care le vindem către toți cei care doresc. Al treilea atelier este o fermă în care cultivăm legume și vindem legume în sistem de abonament săptămânal. Oamenii nu știu ce primesc în lădița de legume, pentru că, fiind agricultura organică, depind foarte mult de vreme și de tot ceea ce înseamnă natură. Ei află printr-un newsletter, miercuri dimineață, ce legume primesc, ce cantitate, rețete foarte simple și ce se întâmplă la fermă. Nu mai putem să facem nimic fără să avem grijă de mediu. Și dacă vrem să trăim frumos și sănătos, este important să reutilizăm, să reparăm, să cumpărăm mai puțin, să împărtășim cu ceilalți resursele. Dacă vrem să trăim într-o lume curată și să fim sănătoși, e foarte important. În lumea nouă, oamenii au curajul să-și imagineze un viitor mai bun și găsesc timp și energie pentru a-l face posibil. Urmărește platforma Climate Change Summit și intră în comunitatea care găsește soluții pentru oameni și planetă. BRD, tu ești viitorul!